Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Fii atent ce mi-a... Trăieți iar familia. Ce zici, manule? Salutare, bă băieți, bine v-am invitat, fraților, la un nou unboxing mai special aici, bă băieți. Este primul video pe care îl fac, cred că n-am făcut niciodată videoclip de ziua mea, dar, bă băieți, când vedeți voi acest videoclip, este ziua mea, așa că neapărat să văd acolo multe, multe comentarii cu la mulți ani, pentru că dacă nu o să mă supăr. Și astăzi o să facem un unboxing la un scaun de gaming, bă băieți, Genesis Street 600 RGB, ca să se înțeleagă, să se nebune, o să avem aici mare curcubeu în cameră. L-am primit de ziua mea scaunul, deși mâine este ziua mea, mă rog, voi când o să vedeți videoclipul ăsta, oricum o să fie ziua mea, pe 10 august. Hai să începem să deschidem, că nici nu mai are răbdare, mi-am pierdut niconealta secretă, sper să nu mi-au bătut. Deci, i-aș crede în stare pe cea de la YouTube să-mi dea jos video, că arăt un cutter pe video, sper să nu fie cazul la mine, pentru că nu-l folosesc în scopuri malefice. Hai să vedem, bă băieți, să-l deschide, că nu mai am nicio răbdare, hai să vedem acum cum facem aici nebunia asta, că habar n-am, cred că pe aici o să-l deschid. Sper să fie totul bine, să nu ne tăiem. Asta e cea mai bună cale de deschidere. Băi, dar asta înseamnă că trebuie să-l pun așa. Stați-mi o secundă. Vai de capul meu. Gigare doar 13 kg, dar nu prea apare. Stați să vedem aici. Bă, dar cum naiba? Stați-mi mai un pic, băieți, că e ceva problemă aici. Păi și pe partea asta n-are scoci. Păi stați așa că nu așa trebuie deschis atunci. Vai de capul meu. Cum naiba se deschide? Băi, ce pisici, mă? Gata. Stați mă băieți că sunt eu mai prost, azi trebuia desfăcut așa pe lung, dar nu m-am gândit și era doar așa o tăietură pe mijloc și cam atâta. Da, aparent astăzi nu suntem foarte inteligenți băieți. Mamă ce e aici, să bat videoarele, vreau să vă arăt și vă, oricum o să le scoperă. Ia vedeți, telecomanda băieți, stați să scoatem să vedem cum stă treaba aici, am o secundă. Cum vine, are un cablu. O mufă cu 3 pini, are ceva aici să-l oprești și să-l pornești, bune, și telecomanda, bă, băieți, pentru că este RGB. Hai să-l punem aici să vedem cum... Ok, avem aici trusa de scule, bă, băieți. Asta era cea mai mare, mamă, dacă te șuruburi are să-mi bat picioarele. Asta era cea mai mare frica mea, să nu aibă chestii de asta, dar are, deci bine. Ăsta este suportul unde o să vină roțile. Azi mai am fi să vedem. Bă, pare dintr-un material destul de rezistent. Mamă, chiar că e dintr-un material destul de rezistent, nu prea pare. Adică e plastic ceva, dar nu... Pare ceva plastic de ăsta mai dur. Hai să... Mamă, ce e aici, bă, băieți, n-ați văzut? Bă, dar... Wow! Stați așa, că încă nu am văzut. Eu l-am văzut doar în poze. Dați seama că n-am mai văzut până acum. Și arată super dubios astea cu RGB-ul. Adică super dubios. Dar pe unde naiba se vede RGB-ul? Poți să știu și eu? O să aflăm după aia, că n-are ceva, adică nu pare să fie... uite, aici vine mufa, bun. Deci aici avem cablu pentru mufă, probabil că o să trebuiască băgat în ăla. Are două cabluri. Bun, astea probabil o să trebuiască să fie puse după. Ăsta este unde voi stau eu cu spatele, spătarul. Ce? Gata, bă, băieți, după o mică întrerupere am revenit. Am găsit cutia asta care probabil conține... Nici nu știu ce conține, sincer, dar o să aflăm imediat. Am pus și eu cuțitul fix unde am pus scaunul ca să se înțepe. Stați-mi o secundă să vedem cum desfacem cutia asta. Aici sunt toate alea, probabil ăla, nu acumulatorul, zis fix sau ce n-ai avea, nici știu ce avea. Aflăm acum, bă, băieți. Mamă, ce? Ok, astea sunt roțile și la mine, mamă, ce? Astea sunt roțile de la scaun, trebuie să le montez probabil de acum, o să vedem imediat cum se montează. Asta e chestia aia de la pompă sau cum neva să... Asta e pompa aia. Bun, hai mă că e ca ăla vechi, nu-i mare diferență. Și cine va mai are aici? Spoilere, ce pisicii astea? Astea au venit la mâner, cred că. Nu știu, bă, băieți, uitați, două plastice aici. Ăsta e primul și ăsta al doilea. Astea cred că vin la mâner sau tot la asta. Habar n-am, o să descoperim pe parcurs, bănuiesc. Și mai e ceva sticker. Iar o să mi-l pun pe dulap, cred că. Mai e un sticker de la Genesis. Hai să vedem, bă, băieți, acum ce... Bă, nu, că eu scot prea multe. Stați-mă o secundă, bă, trebuie să punem roțile în primul rând. Hai să le mutăm aici. Stați să le luăm pe rând, bă, băieți. Punem ăsta așa frumos aici. Trebuie să le luăm pe rând. Bine. Ok, hai să... Astea se infil, pur și simplu, bănuiesc.
Da, astea se înfig. O punem roțile prima dată. O le luăm așa pe rând, frumos, să nu ne grăbim. 2, 3, 4, 5. Gata, bă, băieți, elicea este gata. Ați o pune și noi aici. Le punem așa pe rând jos. Bam, bam. Acum, în al doilea rând, cred că ar veni pompa. Acum, mare întrebare, asta vine direct? Cred că vine direct, băieți. Vine efectiv în fiptă, nu ăsta bănuiesc așa. Așa e, din câte știu eu, da, asta vine înfiptă direct aici și după aia o să vină ăsta peste. Dar ăsta mi se pare că după ce punem scaunul, deci ceva de genul ar trebui să vină. Bă, ce? Bă, ce? A, ok, asta vine următoarea, cred că. Cază-mă în piepă, băieți, că avem aici mici chestiuni de care am uitat. Asta cred că vine înfiptă așa, pe dos, da, asta vine înfiptă pe dos în pompă, deci ceva de genul, doar să vadă și vouă. Deci cum e asta așa, cred că asta vine ceva de genul, a, ba nu, invers, what? A, aici, ceva de genul ăsta, da, fix așa o să vină. Nu, nu pot să vi-l arăt în permanență, că bă, dar cum n-ai așa mai dacă trebuie asta? A, da mă, gata, asta e, asta e, tati. Dar asta nu-i prinsă nimica și cum pui mie vine? A, stați-mă un pic, băi, stați-mă o secundă, băi, că iar m-am grăbit. Am uitat de, ce prinsești mă, tati, cum a picat ăla? Am uitat de piesa de rezistență, de conul ăsta. O secundă, bă, băieți. Cum? Așa. Gata, m-am uitat de piesa de rezistență, băieți. Care o să vină vaia aia. Cum piesa vine? Aia în fața aia între crași, da, mă? Sau, ba, nu, mă, că... A, ba, nu, așa. Așa vine. Așa vine, băieți. Băieți, am descoperit după vreo 10 minute în care l-am tot întors, nu se vede fața. Vreo 10 minute în care tot l-am întors, am descoperit, așa trebuie să stea, dar ne trebuie acum trusa de scule ca să începem să legăm șezutul. Stați să vedem cum naiba o dezmembrăm pe asta cu deja asta. Bă, scăpa șuruburile. Bă, dar acum ai... Stați-vă, băieți, că scrie aici pentru fiecare. Back screws. Ok, deci astea de aici de jos sunt astea pentru spate. A, nu, back. Stai. Adjust cover-le. Ok, back armors mechanism. Bă, să-mi bat picioarele dacă... Dar nu sunt toate la fel? Bă, da, mă, toate sunt cu archi. Ești nebun? Păi atunci înseamnă că așa vin, bă, băieți. Bă. Să vedem cum rupem acum asta, să scoatem imbusul, să strângem un pic. Gata, mă, băieți, hai să strângem acum șuruburile astea. A, așa. Nu v-am spus ce am pățit într-o dimineață de am aici la mână lovitură. Ce aici la picior, nu știu dacă o se vadă. Ba, se vede, uitați aici. De la scaunul vechi, că de-aia am și primit cadou scaunul nou de la Moș Crăciun, cum ți-ar spune, că să vedem și eu liniștit într-o dimineață, beam cafeaua și nu m-am absolut pe scaunul sub mine și pic cu el. Na, vedeți belea și m-am și lovit și mi-am rupt și căștile. Ca să vă dați seama. Și acum, gata, s-a terminat șmechiria și mai în față ar trebui. Băi, băiatule, păi stai un pic, că nu e bine aici ceva. Trebuie, ah, doamne, tot, uite, era iară să agăs căștile, să dau chiar pe jos. Tot timpul mă grăbesc, stai că trebuie de strâns astea, că aia nu e orientată, nu e poziționată bine pentru alea din față, bă, băieți. Nu e poziționată bine pentru șuruburile din față. Bă, avem și buzunar secret aici, dacă n-ați observat. Asta e mare buzunar secret, băieți. Le băgăm aici citurile. Le băgăm citurile acolo, băieți. Bă, ar trebui să fie ok, zic eu. Vreau să mai strângem și aici, un pic, nu știu dacă am strâns. Da, am strâns aici. Gata, mă, acum uitați să conectăm mufele astea nebune de RGB și să trecem la partea cu luminile, ar zice eu. Una bun, conectată. Mamă, ce curg apele pe mine, nu știu dacă se vede, dar curg apele pe mine, să-mi bat picioarele. Deci, așa, china aici, gata, două mufe conectate și acum stați așa un pic, nu mai înțeleg aici. A, ah, cred că buzunarelul ăsta e fix pentru ce am primit eu acolo, băieți. Saci? What? Stai un pic, băieți. Deci mai are mufa asta. Stai un pic, băieți. Deci ar mai avea mufa asta. Și după aia vine un USB. USB-ul ăsta oare e ce cred eu că e? Stai un secundă, băieți. Da, bă, băieți, și cam acesta este rezultatul final. Scaunul arată super, super demențial, bă, băieți, mai ales cu lumina stinsă. Mă rog, afară încă nu este seara, dar oricum
pot să pun pariu că o să se vadă mult, mult mai șmecher seara. Normal, avia, stați mai un pic să aprind becul, dar oricum, deci uitați-vă și voi cât de top poate să arate, deci să-mi bat picioarele așa, fade-ul ăsta, deci arată super, super șmecher, bă băieți, hai să vă arăt, normal, scaunul, să aveți link în descriere, by the way, dacă vreți să vi-l luați și voi. Normal, avia aici un USB, o să-l scot doar un pic, dacă o să scot USB o să se stingă toată lumina. Avea un USB pe care teoretic trebuie să-l bagi în priză, mă rog, într-un adaptor de ăsta de telefon sau orice. Și mai puteți la scaunul ăsta, mă rog, cred că orice scaun de genul are chestii de genul. Am aici un mic buzunar în care puteți să vă băgați baterie externă sau chestii de genul. Eu am băgat o baterie externă de 20.000 de miliamperi, ceea ce eu nu știu, consider că ar trebui să țină cam o săptămână scaunul aprins în continuu, adică totuși 20.000 de miliamperi, redurile astea nu consumă foarte, foarte mult curent. Hai să băgăm înapoi scaunul, bă băieți, acum să vedem dacă mai reușesc eu să-l bag înapoi, deci ar trebui să fie ușor, hai că îi ușor cu o mână dacă e, că se învârte scaunul singur. Și când băgăm USB-ul înapoi, bă băieți, aprinde nebunia de lumină înapoi. Bă, eu zic că bateria asta ar trebui să țină destul de mult. Nu am vrut să-l bag la priză sau chestii de genul, pentru că eu mă învârt mult cu scaunul, mă deplasez cu el random prin cameră și arată mult mai șmecher așa decât să vezi un cablu conectat la scaun, ceea ce ar fi destul de dubios. Mai bine e scaunul liber, poți să-l învârți, poți să faci ce vrei cu el. Și mi se pare că arată super, super șmecher. Hai să mai stingem o dată lumina. Deci uitați-vă și voi, scaun RGB, ați mai văzut așa ceva, bă băieți? Deci eu efectiv am mai văzut review-uri și chestii de genul pe YouTube, dar parcă când îl vezi așa în fața ochilor arată super, super șmecher. Uitați ce mi-am făcut la căști, by the way, cu scaunul vechi, ca să vă dați și voi seama. Uitați cum mi-arată căștile mele acum, băieți. De la scaunul vechi. Aia e. Deci arată oricum super, super demențial. Bă, fraților, neapărat acolo la mulți ani în comentarii, ca să am și eu la ce comentarii să răspund când vedeți voi episodul ăsta. Dați și voi acolo un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!